Și-au prevestit destinul tragic cele trei fete care au murit arse de vii și au strigat durerea și disperarea fără ca cineva să le audă. Acum familiile tinerelor sunt sfâșiate de durere și se întreabă cine este vinovat pentru această tragedie și atenție, vă avertizez că urmează imagini și mărturii care pot afecta emoțional telespectatorii. Durere fără margini. Mi-a smuls inima. Strigăte de disperare. Nicoleta, ce ai făcut, Nicoleta? Se urlau ajutor, ajutor. Sâmbătă seară s-a dezlănțuit iadul pentru trei tinere din Constanța. Fetele au ars de vii fără să poată să se apere de flăcările ucigătoare. Au încercat să se protejeze una pe cealaltă și s-au îmbrățișat. Au strigat după ajutor până la ultima suflare. Însă, în zadar, Nicoleta parcă a simțit că moartea era aproape. Și a postat pe Facebook un mesaj cutremurător. Now you see fire. El era într-un vestiar care avea doar o ușă, n-avea gem, n-avea nimic. Au fost lăsate oameni buni să moară, să ardă. Aș prefera să deschidă pământul, să mă duc lângă ea. Mă uit de ieri, în continuu mă uit la pozele ei și la melodiile Așa voi trăi. O șansă la viață a avut una dintre colegele fetelor, Nicole, care acum luptă pentru viața ei. O minune a făcut ca trupul aflat în flăcări să-i reziste.